Un adevărat hairstylist știe să improvizeze. O katana? Am terminat! Wow! Ești un adevărat profesionist! Bine, pregătește-te pentru un stil total amețitor! Să-i dăm drum! Mai repede! Freza ta e gata! O să mi se facă rău! Tatăl! Mama! O familie de hairstyliști! Stop! Nu înregistrați asta! Acesta este îngerașul nostru! Vrei ursulețul tău? Oh, e atât de talentat! Deja știe să folosească foarfecele! Wow, ăsta e băiețelul nostru! Faceți cunoștință cu Theo și este ceva cu adevărat special la el! Și acesta este Peter, un mare bătăuș! Nu este foarte inteligent, dar este foarte puternic! Ia asta, domnule urs! Dar Theo nu va lăsa pe nimeni să-l intimideze. Hei, poți să te împrumut pentru o secundă? Hei! Acum arăți mult mai bine. Theo este îndrăgostit. Oh, Caroline! Vrei să te căsătorești cu mine? Theo! Theo, trezește-te! Ia testul! Nu pot! Dragostea mea este prea puternică! Theo, ce este asta? Trebuia să scrii răspunsurile, nu să tai inimi! Bine, un F pentru fiecare inimă! Și vreau să vorbesc cu părinții tăi! Nu, te rog, nu! Bună, puștiule! Ne uităm la un film de groază! O să mori! Cine este asta? Sunt confuză! Cel mai înfricoșător lucru la acest film este părul ei! Stai! Stai nemișcată! Uite, retonul chiar ți se potrivește! Fața ta este deschisă acum! Arată foarte bine! Mulțumesc! Mamă, tată, asta e pentru voi! Oh, inimioare! Atât de drăguț! Ce? Trebuie să venim la școala ta! Bine, ne ocupăm de asta! Fiul vostru taie mereu lucruri! Asta nu este permis! Scuză-mă, doar o secundă! Nu o să doară! Nu vă faceți griji! Coafura asta este atât de învechită! Doamna profesoară, noul look merită un A+. Cum merge, dragă? Așa e mai bine, nu, Albert? Wow, două genii care se ajută unul pe altul. Ah, părinții mei au schimbat din nou dușul. Acest păr este mult mai lung decât al meu. O să-l încerc. Nu, va trebui să fac duș mai târziu. În gospodăria hairstylistului, până și hârtia igienică este deosebită. Bănuiesc că nu am de ales. Theo, ai o ascuțitoare? Nu, dar îți pot ascuți creionul. Uite! Aș prefera să-l iau pe al tău. Gata! Start! Ai reușit! Bună treabă! Acum este rândul meu.
Fetelor, pot să mă joc cu voi? Nu! Nu! Mulțumesc! Oh, am câștigat sau nu? Pune noul papit! Dragule, ce e neregulă? Nimeni nu mă place! Sunt doar geloși! Și chiar ăla nu mă vrea! Pur și simplu nu te cunoaște! Și toată lumea crede că sunt ciudat! Întreb de ce? Dragule, când o să fii hairstylist, totul se va rezolva! Ți-am tăiat prânzul! Bea și niște suc! Stai! Oprește-te! Nu-ți murdări hainele! Acum mănâncă! Nu pot să mănânc! Stai, ce-i asta? Campionatul internațional de hairstyling! Bună! Vezi asta? Este un semn că ar trebui să te înscrii la campionatul internațional de hairstyling! Doar o secundă! Simțiți puterea coafurii! Da, asta este! Ești gata de plecare, fiule! Suntem mândri de tine! Arată-le ce te-am învățat! Bună, frizeri și frizerițe! Bun venit la campionatul internațional de hairstyling! Faceți cunoștință cu concurenții noștri! Acesta este Gregor McBarber, câștigătorul de anul trecut! Și acesta este modelul lui! Gregor McBarber folosește stilul său tipic de tunsoare fără reguli! Impresionant! Gregor McBarber și-a dovedit din nou superioritatea! Aplauze, vă rog! Iată următorul nostru concurent! Aceasta este Yuki Caesar-san! Ea este un maestru kung fu al părului! Yuki Caesar-san are propria ei tehnică de styling! Bigudiuri de sushi! Sunt delicioase și funcționează grozav! Culori cu ton! Preferatele mele! Bravo, Yuki! Ne plac bigudiurile tale de sushi! Și al treilea concurent! Acesta este Teo, stilist cu tradiție și student la facultate. Ops! Wow! Ăla e Teo al nostru! E într-un campionat! Hai, puștiule! Poți să o faci! Teo are probleme. Un model chel ar fi o provocare chiar și pentru cel mai experimentat stilist. Ce pot face cu asta? Bine, să vedem ce am. Costumul de baie al mamei. Îmi pare rău, mamă. Aici erau semințe de păr. Hai, părule, crește odată. Așteaptă. Și iată recolta. Îmi place. Stai, nu am terminat. Hai să te uscăm. Oh, yes. Oh, yeah. Acum am terminat. Wow, fenomenal. Acum voi anunța câștigătorul. Serios? Ce scris de mână ciudat. Oh, corect. Câștigătorul este... Teo! Felicitări! Serios? Yay! Primesc Oscarul păros! Uhu! Copilul nostru a câștigat! Suntem atât de mândri de el! A câștigat! Hei, Teo! Vrei să ieșim în seara asta? Mi-ar plăcea! Sunt pe drum! Bună, băieți! Ați observat toate papiturile din acest videoclip? Găsiți-le pe toate și puneți marcajele de timp în comentarii! În plus, apăsați butonul de abonare, dați like acestui videoclip și faceți click pe clopoțel! Nu ratați niciun videoclip fascinant de la Uhu Wamotion!